Da? Bună ziua, dragilor, bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem aici în magazia de stupi, aici unde am și iernat. Avem utilajul gata, în așteptare pentru a fi mobilat, nu? Te salut, Neluțu, bine ai venit la întâlnirea cu Prof Online și mă bucur, iată, peste ani, cum oriunde Dumnezeu să ne vedem. Și mai ales că am aflat un inginer silvic hotărât să se apuce de apicultură și chiar face apicultură la vremea asta, că ai câțiva ani de zile așa. Însă dorința ta rămâne aceea de a descoperi noi și noi tehnologii. Și cum ai descoperit probabil pe internet, Prof Online a pus la punct acest model de stup, biostupul, care, mă rog, se deosebește de tot ce a fost până în clipa asta în practica apicolă ca model. Și am să spun pe scurt că ce m-a dus pe mine la momentul acesta, cum de-am ajuns la ideea asta. Mănelule, eu mergeam pe 12 stupi, cum și tu mi-ai spus că mergi pe 12 stupi. Da, deci pătrat. Pe 12 stupi eram în cuib. Așa. De unul pe unul. Exact. Și de unul singur, treabă mult, 3 vagoane, Foarte mult de muncă. Enorm de mult. Și la un moment dat eram cu Neapintilii, dacă tu o știi, la Moinești. O știu. Știi, da? Care așa. Și domnul profesor, nu mai dovediți. Eu am terminat de scos mierea. Eram în 2009 la Floarea Soarelui, pe la Matca, pe acolo. Numai, dumneavoastră zice, cum mai reușiți să faceți treabă de unul singur? Este extraordinar de greu. Uite, la mine mai vine câte cineva, mai vine așa un ginere de-a meu, vine, mă ajută, dar dumneavoastră trageți una. N-am ce face, asta este situația la mine. Și zice domnul profesor, îmi dați voi să vă ajut? Hai de mine, cum să nu-ți dau voi? Nu știi ce bucurie îmi faci. Și așa, zice, dar eu nu intru în stupină. Stupină, adică la treaba acolo în familie, dumneavoastră știți rostul, fiecare știe. Eu merg în camera de extracții, că la vagon, știi, aveam în față camerele de extracție, da. La fiecare vagon. Și zice, eu n-am să fac altceva decât să dau la centrifugă, descăpăcesc, ce știu să fac aici. Și deodată zice, domnul profesor, hai să facem un test la trântor, să vedem ce este, care e situația infectării cu varoa. Când a auzit, domn profesor, domnule, ce nenorociri la dumneavoastră. Nu se poate, ce extraordinar, am desfăcut câțiva trântori și ieșeau câte 7-8 femele. Asta însemna că în momentul în care își dădeau drumul, când se alungește... Da, că ele se înmulțesc în progresie geometrică. Exact. Deci când se alungea larva, 2 sau 3 femele se apteau deasupra la pândă. Și acelea generează 2-3 fice și deci era acolo, ieșeau, nu se mai putea. Deci gata, vă terminat. Eram pe o miriștii și era bălăria aproape până la nivelul vagonului, așa să zic, în partea de jos, la roțe, la acoperite, și eu nu vedeam căzătura de albină. Nu știam cât albină pică, ca așa când ești pe un... Într-un loc unde stau și aveți cum... Se văd la Urdiniș, da. Nu numai la Urdiniș, nu. Dar se văd dimineața. Vezi stratul de albină. Că am avut așa un moment greu. Ăla e un prim semn de întrebare. Sigur, deja e cam târziu atunci. Când vezi, așa, să spunem, aproape îți acoperă toată suprafața stupului de albină moartă, e o problemă complicată. E deja prea grav atunci. E foarte grav. Eu nu vedeam nimic. Și ocupat și cu toate trebuie, nimic nu știam. Domn profesor, e dezastru. Pierde stupina. Ce să faci? Când se extrage în 2 câteva zile să încerci să pui caturile cu magazinele puse una peste alta. Dom'le, dar ați avut ramă clăditoare? Am avut odată, prins-o dedesubt și n-am vrut să mai scoți rama clăditoare la timp. Și atunci, din ce înseamnă captarea varoa, de fapt e mulțitor. Când da, acolo ești generație trântori... Nu-l tai înainte de a ecloza. Și dacă el a apucat a ieși, sărbătoarea păduchilor, varoa. Deci acolo e... Că ăsta e varoa, prin înțelesul tuturor. Da, păduchile albinilor, varoa destructor. Da, da. Deci în situația aceea, zice, iată, sunteți într-o situație gravă. Am venit eu așa, am mai tratat cu două, trei de tratamente. Ai caturile puse, e mult albin. Nu-ți face efectul. Nu ai etanșietate perfectă?
degeaba faci... Deci, în primul rând, la tratamentul pentru varoa, toți trebuie să știi că trebuie să ai stupul 20 de minute, trebuie să-l ai perfect ectanș. Fumul ăla, dacă iese, nu rămâne substanța activă și nu-și face efectul. Deci, mulți, domnule, am făcut tratamentul, dar am păduchii. Domnule, n-ai îndreptul întrunit toate condițiile. Este o problemă destul de mare, care mulți nu o respectă. Exact. Orice utilaj ai folosit, varojet, orice fumigații, dacă nu ai etanșitate ca să stea acolo să-și facă efectul medicamentul, nu ai niciun rezultat. Asta e. Plus că lumea trebuie să știe că păduchile, încet fiind o ființă vie, începi să se înveți cu medicamentul, adică pe înțelesul tuturor. Începi să se înveți, îi crește rezistența, da. Și în timp s-ar putea să faci la un moment dat, să faci corect, dar tratamentul să nu mai aibă efectul scontat pentru că tu l-ai învățat, de fapt, deja, cu substanța respectivă. S-a obișnuit cu substanța. De-aia trebuie și alternanță la tratamente. Sigur că da. Sau dacă folosești numai varachet, primăvara, toamna, sau depinde de fiecare cum vrea să facă, important e să știi să folosești rama oarbă. Are un mare beneficiu și timp și costuri. Este deci extra. Trebuie să ne gândim la toate aspectele, că trăim într-o economie de piață. Timp și bani, toate costurile. Exact. Noi trebuie să știm ce avem de făcut. Dacă vrei să fii profesionist, să trăiești din treaba asta. Dacă nu faci după ureche, te trezești că... Nu faci după ureche, rezultate după ureche. De multe ori faci treaba cum trebuie și natura îți joacă peste. Deci apar probleme și aici. Îmi place așa discuția cu tine. Și atunci am făcut ce am putut eu cât de cât. Am zis că parcă am trecut, dar în primăvara următoare am pierdut un vagon. Deci 60 de familii... Mult. Mi-au ras tot. Și celelalte care, de la alte două vagoane, erau destul de afectate. Albinele circulă între ele. Mai, Nelu. Știi ce făceam? Nu, n-ai putut să... nu pot să-ți imaginez. Plângeam. Mergeam cu rama oarbă pe lângă stup și ziceam, Doamne, cum să fac eu ca să nu se mai întâmple nenorocirea asta? Aș vrea să pun rama, uite așa, la... exterior, rama oarbă, să o pun în exteriorul stupului și zic să o iau când vreau eu ca să nu mi-a mai prinde catul. Asta era problema. Da, să nu mai ridicați catul, să aveți un acces mai ușor la asta ramă. Era. Deci eu eram înnebunit cu chestia asta. Și atunci, tot plimbându-mă așa, zic, da, să o pun în exterior, dar cum să ajung în matca acolo, să ouă, nu știu ce? Și deodată îmi vine în minte, stai o secundă, un fund îl dau deoparte. Uite aici, hai să se este stupid, pătrașul. Da? Deci primii mei stupi făcuți din fostul stup de 12x12 și am tăiat asta, vezi? I-am tăiat partea asta. I-am tăiat-o pur și simplu. Și am zis aici ce am să fac? Păi am să fac o grilă, uite așa, și am să tot ramele invers. Da? Ca să stea așa. Și am zis așa. Este cunoscut că 12 mm sunt necesare între umeri ca să lucreze cei două straturi de albină. Pe o fază și pe alta. Să aibă acces mai ușor. Practic, el de multe ori, pe lateralul ramii, găurește. Ia uite, își fac gaură în foaie. Vezi? Și am inventat această grilă. Și este superb. Pentru că în clipa în care spuneam de faguri crescuți în sistemul ăsta, da? Da, sunt niște faguri de calitate, n-au deci, urmă de celulă, de trântor. Deci totul este perfect, până la ultima celulă și sus și jos. Și sus și jos, da. Da? Deci n-am nimic de... Așa sunt toate ramele mele. De ce? Pentru că eu pun două rame aici, lipite una de alta, să văd dacă mai am una pe aici, nu mai am la momentul ăsta, și trebuie să înțelegi că cele două rame stau umăr lângă umăr, iar exact spațiul dintre două rame coincide cu fanta asta aici. Da? Și atunci, matca de oriunde ar veni ea, de oriunde ar veni dintre cele două rame, când ajunge la capăt, găsește oferta cea mai generoasă, rama clăditoare. Rama clăditoare este perpendicular pe toate ramele. El întotdeauna construiesc mai repede și la marginea cuibului. Vezi? Trântorii, deci, ai sezizat asta da, pe ramă. Deci lucrul ăsta, cum ar veni, e exact la marginea cuibului. Este oferta cea mai generoasă. Da, numai că dumneavoastră l-aveți în plan orizontal, vertical cu celălalt rami, imediat atac acolo. Știi? Pentru că
Matca nu trebuie să sară peste nu știu câte rame ca să ajungă aici, da. Ci pur și simplu ajunge de fiecare dată, de mai multe ori pe zi. Da, da. Da? Deci se întâmplă și când da, ajunge... pentru că ea se plimbă, că trebuie să-și mențină și feromonul în stup. Corect. Deci o matcă sănătoasă, bună, prolifică, trebuie să-și mențină familia și mai contactul puțin roitoare. Contactul, deci contactul cu albina. Asta este e cel esențial. Mai important. Bine, și cu materialul din stup, cu ceara, cu astea, că mirosul rămâne și se amprentează peste tot. Exact. De-aia trebuie ținut cont. Marchează-mă, marchează da. Teritoriul. De-aia nu-i bun să mutăm de multe ori ramele dintr-un stup în altul. Sigur că vinem cu feromon. Efectul nu-i vizibil prima dată la ochi, nu-i vizibil. Dar el e pierd timp prețios. În loc să culeagă, trebuie să acomodezi cu noul miros. Noul miros. Vin dintr-o altă familie, deja impregnată în ceară. E mai chestie care mă dă peste cap. Au un miros specific, fiecare familie... Da, să luptă da. Cu anumiți agenți patogeni, că nu, fiecare familie e unică. Deci corect, eu la concluzia corect, asta corect. Am ajuns. Exact, deci fiecare da. Familie este unică și are fiecare are... Individualitatea ei prin da, tot da. Ce se întâmplă acolo. Organism, da. Ca un organism. Așa da, trebuie să înțelegem. Da. Ei bine, dragul. Și atunci, toate ramele puse, cele 12, cu rama clăditoare aici, care acum i-am pus și hrănitorul, vezi? Da. Am surprins-o așa, dar ea... când e în activitate, e compusă numai din... E o simplă ramă care e dată în două, Nelu. Deci da. Am dat-o în două ca... Să nu se rupă fagurile. Să nu se rupă fagurile. Da. Știi bine da. Când se călzește, da. Mai ales când e bătut nu, din trântor, pericolul pentru cei care fac pastoral, dacă folosesc ramă oarbă, să folosească o ramă, să aibă un pic de susținere, cum a zis dumneavoastră, dată în două, e posibil să nu extragi mierea, e posibil ea să fie mai grea, urcat, coborât, atunci se rupe. Și dacă prinde regina exact unde nu trebuie, acolo să rămâne acolo. Și așa. Dacă ai o regină de calitate, totuși păi e păcat să o pierzi. E o tristețe pentru apicultori de nu-ți povestesc. Ei bine. Și de obicei în stupii puternici se întâmplă treaba asta. Tocmai. Deci stupii puternici o iau prima dată. Păi care îți mor în pastoral? Stupii puternici, din cauza căldurii, dacă nu le asiguri ventilație. Sigur că da. Totdeauna se întâmplă așa. Ei bine. Și acum, în... Prin intermediul acestei rame clăditoare, eu îmi fac colectarea varroa din momentul în care începe interesul pentru creșterea trântorilor. Da? Deci când începe, știi bine, începerea... Ăla e primul semn de roire, că exact. Tu ăla va dori să intenția plece. De a începe roitul se manifestă prin creșterea masculor. 7-800 de trântori sunt necesar pentru a întâmpla chestia asta. Iar ea nu știe nicio clipă că sunt întors și în alte familii. Ea trebuie să-și organizeze activitatea pe compropriu. Așa. Și atunci, aici, rama creditoare, o vezi, Nelo, este superb bătută. Începe din partea de sus, mi-a făcut-o pe asta, matca vine de mai multe ori când o întâlnești. S-obține și o ceară de calitate. Sigur că da. De maximă producție de ceară. Deci nici la un alt stup nu găsești producția, deci nu obții producția ca la ăsta. De ce? Pentru că tot timpul eu colectez, tot timpul o tai, tot timpul interesul maxim pentru creșterea masculilor și atunci continuu ții și roitul sub control. Unul din primii factori, roitul sub control. Deci în clipa în care apar trântorii din experiența mea, așa. Deci ăla e primul semn că stupii vor roi. Sigur. Le ras masculul, el trebuie să-l reconstruiască. Doi. Fiecare albinuță când iasă din celula ei, după câteva o zi, două, au fulgea aia de ceară, care trebuie obligatoriu să-i cheltuiască. Deci, între ghilimele, trebuie da, obligatoriu da, să-i cheltuiască. Da, da, da. Le-am dat de lucru. Și-o construi rama oarbă, ele au și un mesaj, domne, noi ne-am consumat, avem spațiu, hai să facem treabă. În clipa când s-o ras, domne, iar o apărut spațiu, hai să facem treabă. Deci continuu sunt da. Frământate. Și să obțin o ceară de calitate. Deci ceara aia care are posibilitatea să o colectezi și să o prelucrezi și să fii sigur că e ceara lui, deci va obține faguri artificial de o bună calitate. Care nu e, care nu e, smieri, lucru, care nu e un lucru care de neglijat. Trebuie să înțelegem un lucru, că ceara e un bun absorbant. Și atunci când noi se fac fumegațiile acelea și așa, atunci se imprimă, rezidurile de la ardere se imprimă și mierea scade în calitate datorită acestui lucru. Dar dacă ținem sub control varroa prin rama capcană și nu suntem puși în situația de a face tratamentul sau să-l facem cât mai rar, bine ar fi să-l faci numai toamna când nu mai se pune problema culesului și tu nu mai...
nu mai supui unui tratament de acesta dur întreaga masa ramilor respective, adică toate ramii la un astfel de impact cu fumigația și cu tot. Ei bine, într-o astfel de situație, în clipa în care a scăzut interesul pentru mascul, că pe undeva prin la 15 iulie cam scade, nu mai cresc mascul, ba începe măcelul trântorilor, știi bine. Începe să-i scoată, da, așa zis, izgonirea trântorilor. Așa. Dar aici depinde. Depinde de familie, depinde de starea în care se află fiecare. Deci, dar faptul că nu mai există cules și nu mai, chiar dacă sunt familii puternice, unele merg și în august roiesc, sunt și familii roitoare care mai încă la începutul august mai roiesc, dar majoritatea, eu vorbesc de fenomenul în ansamblu, nu mai există interes pentru creșterea trântorilor și atunci ramac oarbă își pierde interesul pentru captarea varroa. De regulă ai văzut la Fraia Soare se întâmplă, bagă miere acolo, nu? Ai văzut? Da. Că iar nu zicem noi, deci, e frumos și comercial așa. Sigur. Ai o ramă din aia ceară albă, curată, un pic de miere în ea, pui într-un borcan, sunt care preferă și așa ceva. Fagurile acela este, cum să spun, în condițiile în care cu ceara naturală, că știm bine că așa se construiește, dacă vrei, are toate proprietățile benefice pentru organism, inclusiv ceara. Ei orice dezinfectează. Pare. Deci, între ghilimele, albina, orice construiești, inclusiv ceara ei, o dezinfectează. Sigur. Cu propolisul ei și cu veninul, cu tot ce au ele la îndemână. Deci asta se întâmplă și atunci, de ce fagurile astea de bună calitate? Ce am făcut acum? Deci, tot punându-mi mintea la treabă, zic, ce fac de aici încolo? M-a sunat din Italia un tânăr și m-a zis, domn profesor, dumneavoastră, aveți în biostupul ăsta niște lucruri spectaculoase. Știți ce se întâmplă? Noi avem o cușcă specială unde izolăm rama cu matca pe o perioadă de timp. Izolator. Da, ca ea să nu mai se plimbe pe toate ramele și să se ecluzioneze peste tot. În felul ăsta, femeile de varroa, nemai având alte zone, vin aici și vor intra numai în rama asta pe care o avem noi și pe care au bătut-o albina și când intră la noua zi, când ajungi la noua zi, aici vom capta varroa. Deci avem o ramă specială pentru captarea varroa. Și este o dezinfecție făcută natural, dacă două săptămâni de zile o ții, schimbându-i rama, adică... Și în Italia și în Franța sunt mari probleme cu varroa. Exact. Deci exact. Să depășiți câteodată. Se decimează stupini întregi. În primul rând, ei lucrează foarte mult industrial. Corect. Cum au ei la ei organizare, dar nu cred că o să poată să țină sub control. Și deja se izbește de multe probleme. Și timpul le permite, în zona mediterană acolo, și e o perioadă mai lungă de a activității pontei măcii respective. Și atunci mi-a zis așa, dumneavoastră, cum aveți acest bios pus la punct, aveți cutia, aveți această diafragmă, cu patru ochiuri, o să explic ce rol au fiecare în parte. S-a spus-o aici și ați creat, aveți cutia aceea de care povestesc eu, de izolare. Dumneavoastră ați avut-o, aveți acolo dumneavoastră. Și veniți și cu asta, pe ghidajul de aici și rama cu matca am băgat-o aici. Da? Și dau drumul la albine pe ochiul ăsta. Da? Deci îi dau drumul pe aici. Și albina încercă pe aici. Și aveți cutia cu dumneavoastră aici. Deci rapid ați făcut mișcarea, ați în felul ăsta, albina de aici, care era cu matca și cu nu știu ce, toată povestea, ecluzionează continuu, femeile de varroa, vor trece femeile de varroa prin ochiul acela de miros, avem, nu știu, ochiuri de miros aici, așa, prin ochiurile de miros trec aici, la matca respectivă. Deci comunicarea cu matca, cu feromonii, deci nu este întreruptă. Nu e întreruptă, așa. Dar încă ceva, în momentul acesta, o ramă care a ajuns în a noua zi de aici,
a fost o oată și a ajuns la noua zi, o băgați aici și a semnat-o. Deci am semnat-o ca ea să-mi capteze toate femeile de Varoa. Da? Deci cele ouăle de o zi, încă nu este căpăcit nimic, deci, se vor atrage... Femeile de Varoa. Pentru că femeile de Varoa nu mai au alt punct. Între timp tot ecluzionează, tot ecluzionează, nu mai au. Să mai țină cont faptul că lor nu le place căldura. Deci ei se orientează la un 24 de grade. Deci bine de folosit prin marginea cuibului. Deci acolo vom întâlni cea mai mare concentrație de păduchi, de varoa destructor. Corect. Deci acolo îi găsim. Corect. Și trebuie să țină cont și de treaba asta. Corect, perfect ai spus. În situațiile acestea, dumneavoastră rama aceea, după ce s-a căpăcit, practic o puteți folosi și puteți, notată fiind ea, când ajungeți la 20-a zi, 18, 20-a, 19-a zi... A 24-a zi el ecluzionează. Dar la trântori. Da, la trântori. Da. Dar la albin la 20-21. 20-21, da. Așa. E bine, deci acea ramă numai pe aia ori de ca și faceți... Da, de e bine să fie însemnată. Da, de da, e bine. Nu stai și umbli în tot stup. Ai scos rama, ai tăiat-o. Și când, deci asta în toată luna lui august, când faceți treaba asta și ați reușit să o dați deoparte, câte o ramă din fiecare care este îndesată de varoa, ei bine, o ramă două. Poate să-i dea și un aspect comercial la asta, la, ziceți, la rama oarbă. Cei care se pricep și au ustensilii necesare pot să facă apilar nil. Deci poate să scoată și da. Ceva. Am amintit asta. Deci poate să scoată... Deci, apilar nilul e foarte bun, dar trebuie anumite condiții pentru el. Exact, ca să-l păstreze. Să poți congela rapid, da. Câmp acolo unde ai, în sfârșit. Sigur, asta vreau să spun, că rama oarbă de aici plasată, în afară că captează varoa, în afară de faptul că am cea mai mare producție de ceară, nu? Că tot ai. Și la dar de ce să nu scoatem la maxim? Deci îmbinăm utilul cu plăcutul. Merge și un apilar nil. Deci dacă există posibilitate, poți să scoți cât mai multe producții, să fii cât mai productiv. Când a șaptea zi, când larvele se află la a șaptea zi de la ou, adică a patra zi de când a ecluzionat, când a treia zi știi bine ecluzionează, în a patra zi, atunci e momentul el favorabil pentru ca să ieși și să storci să obții apilar nilul. Zeama. Da? Da. Zeama aceea de larve. Ei, pentru că aia se strecoară și nu ajunge păduchile în apilar nil. Păi nici n-a ajuns nilul când se întinde. În a noua zi se întinde. Până în a noua zi se fabrică apilar nilul. Deci asta trebuie să știi. Păi, tocmai asta am spus eu. Deci până... Până în a noua zi, că am discutat cu ceva și am spus, domnule, și m-am propus și eu să fac, mă rog, nu spun numele, să fac apilar nil. Zice, dar am tăiat trântorii, ce ea zice, și noi scurie și nimic. Deci erau aproape, zice, negri, aproape de ecluzionare. Păi și zice, iasă, doamne, nu. Deci este vorba de partea de în a patra zi de la ecluzionarea din ou. Adică cu două zile înainte de căpăcire. Cu două zile înainte de căpăcire. Este cel mai optim moment pentru are și concentrația de... Sigur că da. Deci și substanțe nutritive exact ce trebuie. Tot exact în momentul acela. Ei, dragilor, deci spuneam că atunci când interesul scade pentru trântori și nu mai împresc trântori, prelungim captarea varoa prin rama de puiet, rama de puiet, despre care am vorbit. Izolarea mărcii aici, sigur că totul trec pe o altă ramă nouă, ia ouă, iar o altă ramă, nu țină acolo două săptămâni de zile să stea la plajă, ci o folosesc, nu? Trecând-o din... Bine, înțeles că dacă mă pot duce și pe ghidajul ăsta, vezi nelor, am al doilea ghidaj. Da, este al doilea ghidaj, da. Mărești... Am mărit spațiu și pot să folosesc două rame. Da, să pot folosi două rame. Da. Și în condițiile astea, eu o ramă o oată, cum o oată, o bag la aici în față, captez varoa, când ajunge la noua zi. Și tot timpul, practic, eu mențin contactul cu familia de bază, băgând tot timpul ouă, dar matca ținută în carantină. Nu mai merge matca în carantină, în spațiul ăsta special. Și nu mai merge matca de colo până colo. Când o ții în spațiu strâns, știi bine ce se întâmplă. O uniform. În primul rând. Da? O uniform, pentru că ea are spațiu acolo și ea cere două rame și mătură și când ți-o făcut o ramă, e perfectă de sus până jos. Așa când, mai ales dacă o leacă mai bătrână, mai pășește.
spunem noi în limbajul. Mozaic, apare mozaic. Apare mozaic așa. Da. Ei bine, chestia asta înseamnă așa, că ramile cele două, trei care le-am introdus, care mi-au captat varoa, le-am și numerotat. Momentul în care a ajuns în a 20-a zi, 19-a, 20-a zi, le pun deoparte și lor le fac un tratament, apare albina aceea care ecluzionează, deparazitată, pe ea o pot folosi la mulțire, pot să mă întăresc alți stupi, nu? Deci, nucleile care le-am, mă duc acum cu ce? Cu albină deparazitată. Iar eu văd foarte bine ce căzătură am. Am fundul antivaroa. Da, pe fundul antivaroa deci, se vede... Deci se vede foarte bine căzătura. Cât a fost infectat. Deci am un control, știu exact care e situația mea. Și, încă ceva, fundul antivaroa, cam 18-20% ține sub control și el contribuie la treaba asta. Și știi de ce? Pentru că femeile varoa, când se mișcă de colo-colo, mai cad și pe fundul stupului. În primul rând, și în migrația lor în stup, da? Și în al doilea rând, și când le faci tratamentul. Deci, de multe ori nu mor, amorțesc. Și au posibilitatea să-și revină. Revină să urcă pe albine. Și să urcă. Dar în stupii, în stupii tradițional, care fundul e fix și de lemn, cade și rămâne acolo și se întâlnește cu albina, se urcă din nou pe ea și se duce și își face treaba în continuare. S-a salvat. Da. Deci aici îi dăm cât mai puține șanse la fundul ăsta. De pe tavă de ei se va curăța foarte ușor, da, păduchile, da, da, deci nu mai are nicio șansă. Iar plasa de aici sigur îi oferă posibilitatea să nu mai urce înapoi în stup. Deci el să se ducă... Se duce jos și acolo a rămas. Și de acolo a rămas. Acolo deci ăsta e principiul. Da, 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 da. Iar chiar dacă nu faci tratamentul, din cauza migrării de colo-colo, mai cad o parte din ei. Și tu vezi acum, dacă vezi pe săptămână, să spunem, 7, 8, 10... La așa? Cărți spune să pui o foaie unsă cu unt sau cu ulei, da, ca să-ți dai seama de gradul de infestare. Da. Dar să pui mereu... Să umble să așa, deci, parte, deci e greu, foarte sau? Complicat, da, dar da, trebuie da, să dai ramile ca să bagi, pe ordine nici n-are cum, n-ai cum să-ți intri, sigur, ca să-ți acoperi toată suprafața fundului, pe când aici, pe tavă, da, imediat fără. Este superb, superb. Aici? Deci la un număr mai mare de stup, mă scuzați că vă întrerup, la un număr mai mare de stup, deci trebuie să cauți toate posibilitățile ca să elimini din munca care ți-a din timpul exact, exact, care ai nevoie pentru a îngriji albinilor. Deci nu, trebuie să te gândești foarte nu te bine. Nu te perzi la mânute și trebuie să ai eficiență în tot ce faci. Da? Înțeles. Ei, nu-ți povestesc acum că facem colectarea polenului. Da? Iată, Neluțu, vino în pace să vezi o chestie. Deci colectorul de polen tu îl știi tradițional. Da? Tu îl și folosesc. Este aici, tu îl și folosești, da? Da. Bravo. Și îl pui aici chestia aceea, placa activă undeva în exterior. Bate vântul, ploaie. Da, dar bate vântul, trebuie să stai mereu, trebuie să nu prindă umezeală, pentru că lumea trebuie să știe, polenul care a prins umezeală e foarte toxic. Exact. Deci, foarte, foarte toxic. Nu trebuie să le ascundem lucrul ăsta la consumator. Păi, deci, trebuie să știe și nu trebuie să punem în pericol deloc viața nimănui, pentru că se poate îmbolnăvi foarte grav de la polenul care mucegăiește. Tu spuneai că e atât de grav încât... Imediat, deci la ficat... poate să se ajungă și până la icter. Deci îi obturează, sunt anumite principii de funcționare la ficat care îl dă peste cap. Deci polenul ăsta. Deci nu-i de joacă. Nu-i de joacă. Deci trebuie să ne gândim foarte serios. Ei, iată că m-am gândit profund, am gândit la chestia asta și băgând colectorul de polen în interior, Nero, fii atent aici, și lăsându-i, uite, vino și vezi aici o chestie. Da, dumneavoastră aveți un reglaj. Da? Ca și la mașină, la Dacia, era minte un reglaj relativ. Da, 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 jiglerul. Și uite că așa las. Și atunci albina care e goală merge pe aici și iese afară, iar cea care e plină și o parte din albinuțele cu polen, mai urcă și aici, că doar am nevoie și în familia de bază, da? Ele, să știți, eu observ la culegătoarele mele de polen, ele întotdeauna vor găsi, vor căuta să nu treacă prin găurerile alea. Și un pic de loc nu le agită. Asta deci când ai folosit colectorul de polen care se folosește tradițional în fața stupului, două, trei ori cel mult. Ai văzut ce și în funcție și de placa care o cumperi sau dacă n-au dimensiunea la găurele, apar și cazuri când li se rup piciorul. Așa, așa. Deci le maltratăm. Noi în loc să avem grijă de ele. Deci e atât de important
momentul acesta când colectorul este în interior, pentru că ne-l bate vântul, ploaie, nu știu ce, nu știu cum, polenul în tavă îl găsesc, da? Și eu îl colectez atunci când vreau eu, când am timp. Sigur că cel mai bine este să-l colectez din lui. Ai tras colectorul, ți-ai luat polen, ai tras tava, ți-ai luat polenul. Da, dar oamenii trebuie să știe că întotdeauna perimetrul stupului la interior e foarte dezinfectat. Asta. Deci s-au făcut comparații în care chiar o unitate ATI, unde se operează oameni, nu se compară cu curățenia și aerul dezinfectat pe care are o familie puternică, subliniem puternică de familie, de albini. Da, este cel mai deci, pur aer pe o zonă de 2 metri, se spune, deci, de 2 metri. Ei sunt purtători de spori, polenul. De ce are în el? Pentru că paraziții întotdeauna își găsesc soluții cum să-și se perpetueze. Și sunt cei mai buni la capitolul ăsta. Dar acolo, în aerul ăla de stup, e posibil ca un 60, 70, 80% din ei deja să dea chix. Aerul din stup, este și terapie. Cine folosește, am auzit aerul de stup, apiterapia, deci sunt multe lucruri care se folosesc. Păi, uite, am un apiterapeut, un medic apiterapeut, o discuție am purtat cu el și îmi spunea, de la familia de albine, 17 produse de obținut, 17. Să nu încerc să le spun pe 17 acum, când pot să le spun pe toate, dar era pentru prima dată când am auzit... Dumneavoastră ați reținut importantul, 17 produse. 17 produse, prin de care amintea și despre aerul. Aerul de sub, da. Deci aerosol făcut cu stupul, băgat, sunt ca căbănuțe speciale, stupul are... Să doarme pe el. Aproape doarme pe el, dar sunt patru stupi băgați în interior, cu sită, ventilează și așa, și tu stai înăuntru, doi oameni stau pe pat și stau și fac apiterapia asta prin inhalarea continuă a acestui și a substanțelor active care îl conține aerul ăla. Deci asta spuneam că biostupul făcut și aranjat în felul ăsta îmi oferă foarte multe facilități. Iar aici, vezi tu, eu am tot timpul posibilitatea să cresc aici în buzunărel, nu? Dacă aici am separat, aici îl fac o matcă, da? În buzunărelul acesta. Și când voi veni cu... ca să pun caturile, deci ca să pun caturile, am șansa... folosesc roința. Da? Deci, ca îndată capacul care a fost jos să meargă și sus, iată, aceasta e roința. Unde mai putem împerechea o matcă. Anul ăsta o să vă fac o prezentare și o să vedeți. Deci o matcă care intră deja în contact cu familia de albini, o familie de albini care se învață deja cu feromonul ei. Deci, în caz de roiești, deci ai o posibilitate de acceptare mult mai mare față de la matca și introdusul. Exact. Și acolo sunt multe probleme care, dacă nu știi să le stăpânești, deci, asta nu înseamnă că ai luat matca, ai pus-o și ai dat drumul și familia produce în continuare. Cât de dificil este. Pentru că chiar dacă nu am o matcă, datorită faptului că feromonii sunt diferiți de cei ce avea ea în obișnuință, imediat o omoară. Și împerecheată, să fie, știi bine, introducerea unui măci, e o problemă complicată și mi-ai ridicat problema asta să vezi acum, să-ți explic. De ce eu am aici cu ochiurile astea? Când am nucleu aici, nucleu aici, și s-a întâmplat ca o matcă să-mi fi căzut dintr-un nou. Sau chiar am o singură familie și nu-s mulțumit. Ești în producție și se întâmplă ca matca de bază să pice. Adică vezi că nu mai lucrează, nu mai are capacitatea necesară. Și aici ai împerecheat deja o matcă tu, nu? Deci ai reușit să împerechezi o matcă. Și atunci ne-a luat, știi ce lucruri minunat se întâmplă? O scoți pe asta, da? O scoți pe asta, pui asta pe grilă, cu patru ochiuri, și dai drumul la miros, dacă e la unul sau la celălalt, sau dacă e pentru o singură familie, înseamnă că dai drumul depinde la... Depinde cum vor folosi fiecare lada. Așa. Deci lada asta are foarte multe întrebuințe, numai... fiecare o folosește în funcție de situația în care se află. Și situația în care se află el, da. Acolo. E bine, și dacă tu matca de aici
care circulă în toată zona asta. Asta își face treaba. Urmează după care, după un moment în care dai drumul la ochiurile Hahnemann și circulă albina din colo până colo, deci mirosul s-a obișnuit, ia și prin fund, fundul antivaroa. Da, datorită cureților pe care se dezvoltă în stucul, în modelul acesta. Și după două zile, iei matca de aici cu rama, cu tot, o pui în ăsta și pastă din coace. Schimb călărețul. Și mai este un lucru care trebuie să-l spunem. Deci, în primul rând, orice matcă are o suită de albini care o apără. Ele au albinile care au eclozat și genetic sunt mult mai apropiate de ei, că la urmă e mama lor. Sigur că da. Suita aia de albini o apără. Da. Una e să ai o ramă cu puiet care o ecluzionat și are cine o apăra până în caz se aclimatizează și se acomodează cu celălalt. Da, da, da. Deci ăsta e un mare avantaj. Este extraordinar. Deci niciodată o matcă nu va fi acceptată de o albină care a ieșit la zbor, de o culegătoare, cum se zice. Aia nu, aia pare în hardul ei, feromonul de la matca care a produs-o, deci ăla cu aia rămâne. Alea ucid cele mai multe măci. Deci, nu ai albină tânără, ecluzionată, care nu s-a învățat cu niciun miros, deci n-ai nicio șansă la măci. Deci asta este lucru clar pentru toată lumea. Deci aici, cum ar veni în stupul ăsta, lucrurile merg din mers. Deci toate din mers. Dom'le, aia de aici, o pui acolo, ai făcut și treaba merge în continuare. Da. Asta este aspectul cel mai important. Sunt multe aspecte și în apicultură. Și în apicultura noastră. Deci eu cred, nu susțin și eu spun punctul meu de vedere. Eu cred că în 5-6, câțiva ani de zile, să nu dau termenii, stupul ăsta va fi foarte folosit. Deci am ajuns eu la concluzia asta. Una, îți ușurează munca și doi, până la urmă, și agricultura trebuie să-și spună rolul în țară la noi. Și se vor forma exact cum este afară, asociații, domnule, am acolo, și se formează vetri fixii, avem, culturile sunt în etape, că nu poți să ari câmpul mereu, când, în funcție de vreme, dacă plouă, și așa au pe parcele pus. Și deci se va asigura un cules cât mai continuu. Dar ai împins problema într-un loc care chiar îmi place. Știi ce se va întâmpla? Și eu sper că așa va fi. În condițiile în care din ce în ce mai mulți apicultori vor descoperi facilitățile acestui biostup, și eu știu bine clipa asta, avem câteva... Trebuie să ne adaptăm, domnul profesor. Și lucrurile astea vor ajunge până la urmă, vrem, nu vrem. Cât vom face noi, cât vor face alte agricultori la noi în țară, pământul va fi pus la treabă. Sigur. Și de ce să nu beneficiem? De ce să mai hămălim, să car stup, să rup spatele, să mă îmbolnăvesc, să faci pastoral, când încet cu timp o să apară vetrele stabile? Da. Eu, în momentul în care vom înțelege că ne putem dezvolta baza meliferă în zona noastră în care ne aflăm acolo, și tu ai sesizat data asta, cei care au stupi, gospodăria care are acolo 15-20 de stupi, se descoperă din stradă, din drum. De ce? Că sunt niște venituri care se adaugă acolo, cheltuielile nu sunt atât de multe, iar el va fi interesat, cum pădurarul în ghilimea inginerului Silvic din tine lucrează și spun, el va fi interesat ca anumite zone, râp de acestea, care sunt teren în alunecare, el va planta... Sunt și programe în sensul ăsta. Da? Va planta salcâm, da. Va face el acolo, e treaba lui. El îi frământa ca să ai o zonă meliferă cât mai bună. Oamenii din satul acela, din zona aceea, se vor frământa să aibă zonă. Îți dai seama cam cum, câte efort se depune acum pentru pădurire. Când este o problemă mondială, nu națională. Extraordinar, da. Deci se pune, da. Numai că, știți, la noi va fi un pic de muncă, este decalajul mare între generații. Deci, de exemplu, băieți din vârsta mea, suntem foarte puțini. Diferența între generații este de 20-30 de ani. Deci va fi un hop la un moment dat. Și foarte mult trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Da. Deci, eu sper ca într-un orizont de timp, să spunem, nu chiar îndepărtat, să se descopere toate aceste facilități. Și așa cum tu îmi spuneai acum, Da, Gigi.